Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Fiind marți, astăzi și încă zi de optim în Campionatul European de Fotbal, am zis să venim cu vești pentru cei care poate nu sunt atât de pasionați de fotbal și cu siguranță pentru cei mai fericiți viețuitori ai României, adică pentru copii. E o vacanță, a venit vacanța mare, nu neapărat cu trenul din Franța, dar a venit cu vești bune și cu tabere pentru ei, chiar aici pe plan local în județ. O să vorbim mai mult de vacanță, de ce putem face în, nu știu dacă mai sunt 100 de zile, nu mai sunt 100 de zile, dar vreo 90 ne-au mai rămas din vacanța asta de vară pentru copii. Alături de mine, mereu cu zâmbetul pe buze, Kajak Smile, Ionuț Stankovic, și astăzi n-ai venit cu mâna goală, Ionuț. Bună seara, bine ai venit! Da, bună seara, bine v-am găsit! Alături de tine, Loredana Olah, e, ai zis tu, responsabilul cu tabele de noapte. Deci n-ai somn, Loredana, bună seara, bine ai venit! Bună seara! Ești, da. E mai responsabilă. Da? Ești pe post de planton, știi cum era în armată, planton, ce alegi? Păi doi, că 1 și 3 se ocupa, 2 era cel mai nasol, între 12 și 3 dimineața, adică nu dormea nici înainte, nici după. Hai să vorbim puțin de vacanță. Pandemia s-a terminat, ai văzut, președintele ne-a anunțat, pe bucurie mare, nu mai avem COVID. Da, suntem liberi. Suntem liberi, de la 1 iulie chiar dăm drumul și la stadioane, dăm drumul la toate evenimentele. Voi ați venit cu o ofertă bogată pentru, în primul rând pentru părinți, că îi scăpați pe ei de grijă, le luați copiii. Da, avem început acum al patrulea sezon de tabere de zi, bineînțeles, când luăm copiii de dimineața de la 8:30 și aducem la ora 5 înapoi. Și vom continua așa până în 3 septembrie, deci suntem tot timpul în vacanță, tot timpul la plajă, la apă. Și ce aducem în plus sunt taberele de 5 nopți, 6 zile. Luăm copiii duminică de acasă și îi aducem vineri. Deci este o vacanță și pentru părinți, nu numai pentru copii. A, deci tabără, cum? Da. Da. Eu am văzut și trebuie să recunosc că și am eu la mare, l-am trimis în tabere de astea tematice, dar erau prin munți. A fost în retezat, a fost în, și acolo era cu aventură, cu mers, cu venit. Nu s-au plictisit, ci erau monitori până la urmă și acolo, cam despre asta, mă rog, studenți sau profesori de sport. Și cred că asta au prins bine, nu doar tabere de zi. Și cred că sunt cele mai căutate. Nu mai sunt ca pe vremurile noastre, când mergeam cu profesorul de acasă. Și ei erau fără dascăl, fără nimic. Pur și simplu doar un grup de copii, îi predai acolo și la voi cam același lucru. Nu? Da, exact. Asta se caută. Și anul trecut am fost sunați din toată țara. Deci din toată țara ne-a sunat pentru taberele. Să facem așa tabere pe 5 nopți, dar nu am vrut să facem din cauza că era pandemia și nu știam noi, ca și județ, stăteam chiar foarte bine. Iar prin țară era mai nasol puțin și n-am vrut să aduc din alte județe copii spre noi. Și atunci am hotărât să facem anul ăsta când este mai liber. Și eu zic că va merge foarte bine. Vor veni mai mult din taberele astea, vrem să vizităm județul. Deci să ne plimbăm prin satul mare, prin județul satul mare. Vom avea câteva activități în plus. În timpul zilei activitățile vor fi la comun cu cei cu tabera de zi. Iar după aia începe cei care îi ducem acasă, cei care rămân în tabără, încep distracția și vizitele peste tot. Și unde cazați? Unde dormiți? Că, da, stai, întrebăm pe Loredana că ea e de noapte. Da, m-am băgat. Scuze. Da. La hotelul Hanul Pintea, în Livada. Acolo vom sta cu copiii. E mai liniștit de la noi. Maxim 20 de copii, începând de la 6 până la 13 ani, orientativ. Acum, dacă sunt frați și este sub sau peste un pic, îi putem accepta și pe aceia. Am ca și la tabăra de zi. Și la tabăra de zi, tot așa, de la 6 ani avem, dar bineînțeles că avem și copii de 4 ani. Bine, majoritatea sunt fetițe, pentru că le descurcă rețe. Știu ce înseamnă să strângă bagajul, știu să meargă la toate. Crezi? Bă, da, băieții încă nu știu. Și uită ciorapii, papucii peste tot la 6 ani, cum sunt fetele la 4 ani. Deci e foarte fain, da. Se vede diferența asta foarte fain în tabără. Aveam fetițe de 4 ani care știa și hainele băiatului de 6 ani, unde iți și care... Iată, că nu știu, învață la cu noi. Da, apoi să-ți pună numele, să faci inventarul la început. Nu e simplu, că până la urmă nu-i văd eu ce stai să-l apucă plânsul, nu? Sunt eu sunt cadru didactic și sunt obișnuită cu astea, așa că pentru mine nu e plânsul nu-i apucă, în tabără plânsul nu-i apucă. Nu? Dor de mama, dor de tată. Nu, nu, nu.
nu avem. Când îi duci la activități, cu noi nu ai cum să faci așa. Adică nu are cum să se gândească la părinți, pentru că tot timpul e acolo, bucuros, fericit. Chiar am avut o discuție din primul an, cred că am observat asta, am zis că dacă aș pune 50 de copii într-un autocar și luni dimineața și nu i-aș cunoaște, aș vedea direct în activitățile cu noi, la lac. Când m-aș întoarce seara acasă, cred că aș putea în proporție 90% să dau fiecare copil la fiecare părinte. Că vine de obicei cu tot ce e acasă, știi? Vine cu fața de acasă, vine cu tot. Deja după prima zi când își dă seama ce faine, ce bine să te arunci în apă, ce bine să te dai cu caiacul, ce frumoase sunt activitățile. Deja știe că e în vacanță, e foarte fericit, deja mars dai eroare, că deja copilul se schimbă fața, e altceva, mult mai deschis. De aia zic, nu prea avem probleme din asta, nu am avut probleme din asta să fie dor sau ceva de părinți, pentru că sunt activitate. Ei deja știu că la 5 ajung acasă, rupt. Ești un fel de Eddie Murphy cu grădința lui tăticu, știi? Da. mi-a plăcut filmul. Mai mult cu cât până la final unul din copii renunță la masca aia. Nu mai cunoșteau ăsta cine ești, așa și tu acum. Își dau masca de acasă. Și după, exact. Cum sunt copiii acum în ziua de astăzi? După un an de pandemie, de stat închiși în calculator, apropo de cadrul didactic, cum? Le e foarte dor de socializare, să-și revadă prietenii, să revadă colectiv copii, alt copii, să poată socializa. Că au rămas singuri ei cu tabletă. Iar acum... Nu le mai dor sau voi nu lăsați cu tablete, telefoane? Nu au voie. Decât cât să vorbească cu părinții și în rest nici nu au timp de ele. Chiar și eu îl uit. Vlad înainte de emisiune spunea că iar nu o să-mi cunoști numărul. Îți umblă în telefon? Sau cum? Că îți mai șterg numere? Sau de ce? Copiii la mine, da. Dar oricum el știe foarte bine că nu mă pricep foarte bine cu treaba asta. Hacker, tu nu sunt. Cum arată o zi de tabără? Hai să spunem. O zi de tabără? Tabără de zi, hai să spun, foarte frumoasă. Îi luăm copii dimineața la ora 8:30 de sub podul Decebal. Îi urcăm în microbuzele noastre sau în autocar, depinde câți copii sunt. Ajungem la lac, acolo le dăm 20 de minute timp să mănânce ujina, pentru că mulți nu apucă să mănânce încă dimineața acasă. După ce mănâncă ujina, ne schimbăm, ne pregătim hainele de război, adică slip și șlap. Și după care avem o mică ședință legată de activitatea care urmează în timpul zilei. De exemplu, dacă avem cu noi o casă de copii sau vin copii cu dizabilități. Îmi place să discut cu ei dimineața puțin toată activitatea care va urma să o desfășurăm împreună cu ei, să putem să integrăm puțin și pe ei în societate alături de noi. Sau le explicăm doar activitatea care urmează, regula de bază, ceea ce înseamnă să poarte vestă întotdeauna când se apropie de apă sau intră pe apă sau își dorește să meargă cu caiacul să ia vesta de salvare. Și dăm drumul, pentru că sunt foarte nerăbdători, exact ca și noi, când mergem la mare, când la fiecare lac unde mergem e plajă, cu nisip, apă multă, sunt foarte nerăbdători să intre în apă. La ora 12:30 avem masa, avem sup pe felul 2, mâncăm bine, după care avem cu puțin activități pe plajă, după care, bineînțeles, continuăm cu apa până plecăm. Deci ei ajung, toată lumea mă întreabă să le mai punem mâncare, să le mai puneți ujină, pentru că dimineața mănâncă la 9 când ajung și când terminăm activitatea la 4, ei mănâncă. Deci cred că dacă îi duci acasă, mănâncă masa până primezi mâncarea. Da. Îi storci activitatea. Ei nu realizează cât de faine sunt activitățile, cât de mult îi solicită. De exemplu, când avem o zi pe săptămână, mergem la Luna Șes, pe munte, acolo ei simt oboseala, pentru că se plimbă foarte mult și spun, ai, sunt obosit. Dar îți spun, ei cred că fac undeva 30-40% din efortul care îl fac într-o zi la lac, în caiac și înotând toată ziua. Că asta fac, stau în apă și înoată și se mișcă toată ziua, nu stau puțin jos. Nu realizează diferența, pentru că acolo se bucură mai mult decât pe munte. Și ajung acasă, chiar asistam la o discuție într-o zi cu cineva și îmi ziceau, erau două mămici și îmi spunea o mămică că copiii au o problemă cu mâncarea, mănâncă mai greu. Și altă mămică a spus, ok, trimite în tabără cu Ionuț când vine acasă, zice, mi-ar mânca și lemn, nu zice, din casă, ce îți rupți când ajung. Da, pe apa te stoarce, asta e problema, asta e și efectul. Da, dar noi facem sportul cu ei distrându-ne, deci lăsăm să se distreze, mai ales după perioada asta, exact cum celor de ani, după perioada asta trebuie să-i lași foarte mult să se redescopere, să ajungă în natură, să creeze ceva, să scape de telefoanele astea și de tablete și de tot. Și atunci trebuie să le dai și timp în care nu le dai activități și îi lași să facă ceva. Și atunci se pun să facă un castel de nisip.
tot felul de jocuri le punem lângă ei și mai încep să se joace, încep să sară coarda, încep să facă ceva și aduc aminte și creează ceva. Ceea ce e un lucru foarte fain să-i vezi că se pornesc. Cât sunteți? Că nu vorbesc, că numai noi, voi doi, da. În tabără întotdeauna noi suntem foarte mulți, adică suntem și 20-30 dacă trebuie, pentru că avem voluntari. Avem și margini. Da, da. Aici avem pontonul care l-am creat noi la Iojib, s-a desfăcut de unde era pentru ponton, pentru persoanele cu dizabilități să poată intra singure în caiac. Și a trebuit să-l aduce din celălalt capăt. Exact. A trebuit să-l aduc din celălalt capăt al lacului cu copiii care fac performanță la noi și ne-am distrat un pic, se uitau ceilalți copii și au urcat repede în ponton. Ia să spunem, trebuie să le dăm și puțin timp și să nu le umplem neapărat toate activitățile. Am mulți părinți care, de exemplu și acum când am început tabăra ieri, mi s-a spus că au fost în activitate în weekend copiii să nu dau foarte mult pe ei, crezând probabil că activitățile sportive mergem și îi solicităm. Nu, îi lăsăm cât de natural se poate, doar că o fac, îi solicită ei foarte mult. Și cât am văzut aici, sunt mai multe tabere, 27 iunie, 2 iulie și așa mai departe. Când ai timp de toate? Că să fim serioși, trebuie să fii acolo în fiecare zi sau cum faci? Tot a doua săptămână sunt planificate. Da? Am o echipă mare, deci nu mai trebuie să fii tu acolo. Nu o să fiu tot timpul, bineînțeles, nu pot să fiu tot timpul. Mai ales că de anul ăsta lucrăm cu persoanele cu dizabilități, persoanele din medii defavorizate, din casele de copii de pe 3 județe. Avem Cluj, Satu Mare și Baia Mare. Deci încet, încet de anul ăsta începem să ne... punem visul pe picioare, să zic așa, ceea ce ne-am dorit întotdeauna să ne dezvoltăm în toată țara, pentru că am văzut că este necesar și foarte important ca copiii și cei din medii defavorizate să facă măcar un sport de sezon, caiac, vara, schi, iarna, măcar atât, dacă nu mai mult. Și anul ăsta deja avem 3 județe care la final de an, când o să ne mai întâlnim și o să povestim, o să stăm destul de mândri când o să știm că nu doar în Satul Mare copiii știu să se dea cu caiacul și să schieze cei din medii defavorizate, ci deja din 3 județe. Și bineînțeles că trebuie să călătorim mult. Și avem mai multe echipe, avem cum e Loredana care se ocupă pe partea de tabere cu cele 5 nopți, avem echipă care se ocupă cu tabera de zi, avem echipă care se ocupă la Cluj, deci încet, încet ne extindem. Da, e bună pentru voi, asta e de vacanță. Unde, în cadrul didactic, ce predați? Educație fizică. Da? Da. Atunci. Da. Ascult pe copii. Trebuie doar să fluieri. Tu știi bine? Ajunge un fluier și gata, da. Da, chiar era distractiv că domn profesor de la Popdan, de la Eminescu, deja nu mai are fluier, are și s-a șmecherit, știi, are o chestie de aia în mână. Și nu știau ăștia de copii la început de unde ce urmează. De unde fluieră, dar el fluiera dintr-o, nu știu, tot o chestie din asta, un fluier de mână. Asta învățăm pe copiii din tabără, una dintre reguli este în momentul când fluieră cineva, pentru că avem și noi fluier, întotdeauna să se uite la noi, să vedem dacă avem treabă cu ei, dacă nu, poate să-și continue activitățile și atunci cel care vede că ne uităm spre el sau gestionăm spre el să vină spre noi. Și o chestie foarte faină, că îi obișnuiești, îi înveți un pic. Ce mai, acum cu învățatul, mi-am adus aminte de un lucru foarte fain care l-am întâlnit, am fost cu o săptămână la Buzău. Am avut o activitate de 2 zile cu persoanele cu dizabilități și din medii defavorizate la Buzău, 2 zile, a fost foarte frumos. Și am văzut acolo un lucru foarte fain care vrem să-l facem, de exemplu, și noi în tabără și începem de săptămâna viitoare. Au venit cei de la poliție. Un lucru foarte frumos, s-au relaționat și s-au jucat cu mașinile, cu motociclete au venit în tabără. Și în tabără erau persoane din, cred că erau mai mult din casele de copii în zona aia unde mergeau ei. Și îi învățau să puțin să nu mai reacționeze cum toată lumea tresare când aude o alarmă sau nu realizează că ei sunt prietenii noștri sau ei vin să ne ajute sau fiecare reacționează că e o amendă, de fapt nu-i. Mai ales acum în pandemie, numai asta li s-a spus, vezi că dacă nu porți mască îți iei amendă. E un lucru care îl preluăm și noi și vrem să facem și pe Satul Mare, tot așa, să avem o dată pe săptămână copiii care îi aducem în tabără să relaționeze cu organele poliției care vor veni acolo, cu mașina, să cunoască mașina, să o vadă. Deci anumite lucruri din astea care sunt destul de importante în viață să le cunoști. Interesant, vezi că totdeauna când ești mic până pe la 7-8 ani, ce vrei să faci? Păi dacă întrebi băieții, toți vor poliții. Și pompieri. Și pompieri. Da, după aia fugi de amendă. După aia. Da, și după aia stai și în jur. Dacă nu ești mic, tu vrei să te faci polițist. Nu știu care e. Le plac
copiilor. Acțiune. Și oriunde te uiți. Și uniformă, da. Am avut cu militarii uniforma mai greu. Uniforma pe fete, acum. Acțiunea pe băieți. Da, și fetele ce vor, că și ele, asistente, doctorițe și așa mai departe, mai mult chestiuni din astea. Da, cât e o tabără de zi sau cum să le spunem? O tabără de zi este... voi sau... Da, bineînțeles. Să ne sune pe pagina, avem pagina de Instagram, pagina de Facebook, Kayak Smile, acolo avem pagina web, kayaksmile.ro, unde poate să ne scrie, avem numărul de telefon peste tot. Am dus afișe, cred că, în tot orașul, am împânzit. Și iar e al patrulea an, acum avem, cred că, mii și mii de copii, lumea știe deja de taberele noastre. Deci care a fost acum 4 ani, sigur, mai... Tot vin, dar vin an de an. Încet începem să ne dezvoltăm puțin. Am văzut și pe țara Oașului, de exemplu, au început de anul trecut, au început să vină mai mulți copii din zona aia. De acum vin din nou, din ce în ce mai mulți copii se înregistrează de acolo. Încet, încet pe tot județul să ne cunoască. Ne cunoște orașul destul de bine, dar nu, acum se știe și cei din județ. Mai ales că sunt tabere, aceste tabere de 5 nopți. Sunt, de exemplu, care urmează să vină de săptămâna viitoare, sunt care vin să o zi, două, să ne cunoască, după care vor să-l trimite în tabăra de 5 nopți. Mă, interesant. Deci pe zi, vrea vacanță. Pe zi e 90 de lei pe zi sau 400 de lei pe săptămână. Dacă plătești o dată pe toată săptămâna, este 400 de lei. Iar, nu mai rentabil, așa, dacă le duci 5 zile, nu? Sau cât? Da, 5 zile. Acum, dacă se întâmplă o zi, pentru că e clar, sunt obosiți de multe, nu rezistă să facă chiar toată săptămâna, rămâne o zi sau două, recuperez până în 3 septembrie, nicio problemă. Cum are drag, îl așteptăm. E o variantă. Ai cunoscut județul, nu știu, e atractiv turistic vorbind acum? E... Da. Chiar am avut o activitate de care am discutat puțin înainte, sâmbătă, și am mai văzut un lac la Turul Lung. Nici nu știam, că nu aveam cum să știu că acolo este lac, un lac foarte frumos, curat, vai câtă baie am făcut acolo cu toți copiii. Da. Deci avem ce să vedem, foarte multe locuri frumoase în județ, doar trebuie să ieșim puțin și să le explorăm. Nu este doar Maramureșul frumos, și Maramureșul, dar într-adevăr este foarte frumos și are zonele lui, dar avem și noi zonele noastre. Și de-aia pe tabăra asta de 5 nopți ne bazăm foarte mult să cunoaștem și ce avem noi în județ, să luăm copiii, să-i ducem încet, cum vreau eu, să-i fac pe toți caiaciști, după care să mergem pe lacul, pe râuri, să le curățăm, să învățăm, să avem o educație sportivă. Ne-am întâlnit înainte de ziua copilului, cum a fost? Hai să spuneți-ne cum a fost la... Vremea n-a ținut cu noi, că știu, nu prea ați venea să scoți copilul din... Da, din casă. Ziua copilului, cum a fost pentru noi. Iunie... Satul mare în soare, da. În afara județului. Da. Da. Noi am avut soare. Da? De ziua copilului am dus copiii din casele de copii din Satul Mare, am dus copiii din casele de copii din Maramureș, am avut și am fost la Ujib și am avut soare. 2 zile, 3 zile, mai știu, consecutiv parcă. După care am plecat la... Deci am avut peste 750 de copii de ziua copilului în zile repetate. După aia am luat mașina, am plecat la Petrești, în Dâmbovița. Acolo am avut foarte mulți copii, și dar ne-a și spus organizatorul, domnul primar de acolo, ne-a și spus din start. Oricând vreau să fac zilele comunei sau zilele, tot ce fac aici este ploaie. Așa să știți. Și n-am crezut, noi plecând de la soare și la noi foarte frumos, când am ajuns acolo ploaie torențială. Eu zic, nu cred, vă sunteți foarte păcătoși. Și ne-am reorganizat. Depinde cum o e, că agricultorii se bucură de ploaie. Da. Ar trebui să se anunțe acolo tot a doua, a treia săptămână, câte o sărbătoare să ploaie. A fost un lucru care ne-a învățat un pic să ne redescoperim. Chiar nu știam că putem să facem. Ne-a venit ideea să ducem caiacele, 3 caiace într-o sală de sport, pentru că erau peste 400 de copii, erau foarte mulți, care ne așteptau. Noi am apărut acolo pentru, și aveam o activitate la lac. 400 de copii la Petrești, la ce? Cu toată școala. Serios, toată școala mare? Da. Și era, trebuia să ne ducem la un lac foarte frumos, a pregătit primarul acolo un ponton, un lac, deci extraordinar. A vrut să le facă ziua foarte frumos, a dat mâncare, tot ce pachete pentru ei, deci a fost foarte frumos. A plouat, deci a trebuit să ne reorganizăm puțin și ne-am dus cu caiacele în sala de sport. Am zis, primim sala de sport? Da, hai să mergem cu caiacele, să facem inițierea în sala de sport. Am făcut o petrecere, a fost ceva extraordinar. Ne-a ieșit așa de bine toată distracția în sala de sport cu ei. Când a fost tura cu copiii mai mici, când a fost tura cu copiii mai mari, deja undeva pe la 2-3, nu mai știu, s-a înseninat, s-a oprit ploaia și am reușit să mergem și la lac. Deci ne-am făcut o activitate chiar foarte faină. Ce ține de sala de sport a fost
pentru noi e un lucru foarte fain să... Noi n-am știut că știm să animăm în halul ăsta copiii. Deci noi suntem mai mult pe sport, pe sport de performanță, pe tabere, bineînțeles, știm să animăm cu caiacul, cu sportul în apă, pe plajă, așa suntem învățați. Da, acum ne-am dat seama că știm și pe interior. Deci a fost... Am glumit înainte, fiind bun prieten și cu Mirela Ritegan, am zis că tu ești varianta masculină la Gașca Zurli. Ceva de genul ăsta am făcut. Deci am fugit. Am, la Gașca Zurli. Am fugit, să, am sărit. A fost. Să vă fac o întâlnire. Da, da, da. Mirela, să explic. Atunci să facem activitate undeva afară. Da, undeva. Și atunci cu siguranță ar ieși ceva. Ea a fost prima care a umplut sala Cluj Arena. Nu au fost aproape 10.000 de oameni în sala respectivă. Să zicem că ce ați face voi la un lac sau pe un lac împreună, nici nu știu. Da, păi ești pregătit, am aproape 100 de caiaci, deci pot să mă duc. Un oraș pot să-l duc. Da, e simpatic. Nu se știe niciodată. Iunie a fost un alt. Cum e pentru copiii din centrele de plasament? Că nu le zice casă de copii, acum ne explicați. Da, noi tot rămânem pe varianta veche. Ei cum? Că au avut un... Pentru ei a fost și mai greu anul, că nu să stai acolo închis. Da, având în vedere că îi scoatem din zona lor și văd ceva nou, sunt minunat, așa, se implică. Deci nu îi vedem la fel ca agitați sau să aibă alte activități. Eu tot timpul sunt foarte atenți la activitățile noastre și scaptați. Da, tot timpul am lăudat copiii din casă de copii. De-aia și lucrez de atâția ani cu ei și lucrăm deja pe 3 județe și încercăm să ducem peste tot, pentru că educația care eu primesc acolo este bună. Ce le lipsește lor, părerea noastră, și încercăm să acoperim noi, este educația sportivă, să spun așa, disciplina sportivă. Sportivă și probabil afecțiunea de familie. Că până la urmă, da, dar nu prea vezi, pentru că ei sunt acolo, deci se obișnuiesc, între ei, sunt destul de uniți. Am o fată care face performanță, de anul ăsta am promis că iau cel puțin 5 copii, în continuare se duc spre performanță, pentru că merită. Deci au o educație foarte faină copiii care sunt acolo. Bineînțeles că sunt închiși, dar toți copiii sunt așa mai reținuți, mai ales ei, că ei chiar au fost. Noi încă eram aproape liberi și ei încă erau închiși. Deci le-a fost puțin mai greu, dar da, s-au descurcat fiecare cum. Condiționează și că știu că asta e o șmecherie, un truc învățat, le mai ceri carnetul de note sau mă rog. Nu, am... Pe taberele de iarnă am avut discuția asta cu DGASPC-ul să îmi trimită în prima variantă, în primele duminici, copii și cu atei, de exemplu. Nu te duc în tabără dacă nu înveți bine, că nu mă interesează să ai numai de 10, că nu asta e tare. Nu, la mine nu. La mine nu-i cazul, că la mei, la ce ține de tabără, nu știu părinții cum procedează, dar ce ține de DGASPC, asta vreau să spun, am avut în iarnă, am spus să trimit în prima fază copiii din casele de copii care au luat premii, care învață mai bine, să le dăm un exemplu celorlalți, să folosească tabăra noastră și pentru diferența asta, dacă vor să-i stimuleze puțin sau să-i încurajeze puțin. Dar noi nu ce să folosim, noi așteptăm cu drag pe toți. Acum, care nu, învață cu noi acolo, dacă e cazul. Da, acum să le spunem baftă celor care dau bacalaureatul. Da, să vedem ce o să fie de la toamnă. Cum, apropo de concursuri, cum te descurci vara asta? Foarte bine, foarte bine. Suntem vineri, plec la campionatul mondial în Ljubljana, în Slovenia, kayak slalom. Noi reprezentăm România la campionatul mondial, mă duc cu 4 juniori. Începe Olimpiada la Tokyo. Olimpiada. Deci la noi a început de anul ăsta calificări deja pentru Olimpiada următoare, dacă vrem să calificăm. Și fiind un sport... bineînțeles frumos, olimpic la noi, dar unde nu avem istoric foarte bun, nu vom reuși probabil să prindem. Cehii, slovacii, ăștia. Da, bineînțeles, dar și, de exemplu, au venit la mine slovacii să-mi spună, zice, gândește-te, Ionuț, că noi avem, și au istorie în kayak slalom, au un singur băiat care s-a calificat. Zice, cam cum crezi că te califici tu? Ok, bun, noi suntem la început. Nici nu o să prindem Olimpiada asta, probabil nici cealaltă. 12, 14 la o categorie sau câți, că sunt foarte puțin. E foarte greu să ajungi acum la Olimpiada. Da, foarte greu, dar ei tot speră că la următoarea să se relaxeze puțin lucrurile, ca acum e teroare. Am înțeles de la Federația Română, de la președintele Federației Române de Kayak Canoe, că este destul de greu și le cere foarte multe lucruri să ajung acolo, să stai în carantină și să-ți faci, ca să poți să mergi să concurezi. Deci eu a zis că e nebunie. Chiar se distra la un moment dat, că zicea, ok, noi că avem mai puțin de trimis, dar echipa de fotbal, de exemplu, care
Vai, sunt niște... Nici nu știm care cine e, că nu prea lasă echipele, știi? Da, sunt niște costuri imense pentru ei. Simona Halep, care s-a retras de la Wimbledon, nu mai merge nici la Jocurile Olimpice. Bun, săraca e accidentată, dar și ea își făcea calcule cu să stai acolo în carantină și... Da, acum noi ce ține de fără Olimpiadă, ce ține de campionatul mondial, de exemplu, noi deja suntem obișnuiți cum am avut calificările, cum ne-am tot dus în străinătate cu copiii. Nu ne cere un test să mergem de aici și dacă suntem vaccinați, totuși trebuie să ne facem test. Serios? Da. Atunci la cine mai... Mie, de exemplu, eu săptămâni, acum 3 săptămâni sau când am fost, sau 2 săptămâni, nici nu mai știu, când am fost în Praga, am arbitrat Cupa Mondială, a trebuit, pe lângă, mi-am făcut vaccinul, a trebuit să-mi duc și un test. Bun, dar acum de la 1 iulie, hai să le spunem oamenilor că de la 1 iulie apare acel certificat european. Poți să-l descarci, cu ăla deja poți să mergi în Europa. În Uniunea Europeană, cel puțin, am văzut că e valabil. Deci nu, da, acum depinde unde se țin competițiile. La noi, dacă deci, se țin într-o bază sportivă, unde îți cere altceva. Unde mergi la mondial? În Slovenia. Tot în Slovenia. Da, deci cel mai bun trasee acolo? Sau? Nu neapărat. Acolo s-a ales țara care găzduiește acum campionatul mondial. Sunt peste tot, dar Slovenia este o țară extraordinară. Deci au, cred, parcă zicea 20 de minute ajunge la mare și 20 de minute urcă pe munte. Deci e extraordinar. E o zonă foarte de frumoasă. Bosnia la fel, dar ei le-au luat mare, Croația. Le-au tăiat și la mare. Da, mă rog, nu comentam istoria, dar asta a fost un pic nemernici croații cu chestia asta, cu ghilimele de rigoare. Dar și Bosnia e minunată. Dacă mergi acolo pe râurile alea de munte, e incredibil. Da, foarte frumoasă și Bosnia. Îți recomand. Eu, în România e cam... O să avem, cred că o să avem o tabără, dacă bine știu, cei de la ICF, la noi, care sunt pe lângă Zenița, acolo, ei vor să ne ducă într-o tabără. Este apă albastră, așa îi spune, sau așa ceva, râu albastru sau râu albastru. Păi acum în Slovenia, unde mergem noi acum la campionatul mondial, în august avem campionatul european, care tot în Slovenia, pe râul Socea se ține, care e perla Europei. Deci apa e extraordinară. Deci, ei n-au apă acolo să-ți dea de băut. Te duci și bei din râu, ei nu știu asta, să-ți vândă apă. Deci e extraordinar de frumos. Perla Europei, spune, pe la râu. Așa acolo concurează copiii. Mergi? Mergem, sigur că da. La și aici la campionatul mondial cu cine mergi? Sau? 4 juniori mă duc, din patru satul băieți, mare, da, din satul mare, toți sunt din satul mare. Sunt bucuros, am reușit să prindem mai multe categorii, deci avem canoe, avem caiac, avem caiac extrem și pe echipe mergem. Deci încercăm să obținem cât mai multe puncte, ceea ce e foarte bine, că e destul de greu să ai un club sportiv și după 3 ani de zile cum suntem noi să particip la mai multe categorii. E cam greu. Noi mă întreb și eu, te-ai întâlnit cu Ivan Pațaiche, încă el era cu... Nu ne-am întâlnit încă. Trebuia să vină la satul mare pentru un anumit eveniment. Da, la Betis. Da, și am fost sunat dacă pot să pun și eu la dispoziție caiaci. Am zis, bineînțeles, abia așteptam să-l cunosc. M-a mai sunat de prin țară persoane care mă cunosc, tot așa că mă pun în legătură cu el pentru promovare, pentru anumite lucruri, că facem lucruri faine și el face lucruri extraordinare. Da, cu Pagaia acolo în Delta și în stă... Am văzut tot felul de festivaluri, exact ca da, el acolo, da. Acolo e foarte renumit și... Da, ar fi interesant o întâlnire. Cred că ți-ai vedea unul dintre, nu neapărat idol, dar... Da, eu sunt pe apele, de râurile, de munte, eu sunt un pic în partea aia alată, dar oricum respectul pentru el și pentru ce a făcut pentru România el e extraordinar. De la Delta Dunării. Da, și el iar așa s-a născut. El e un om care... S-a născut în Pagai. Da, exact. Dar la ministru cum a fost întâlnirea? Ce ați rezolvat? A fost ok. Am discutat mai mult pentru taberele de... Mai mult pentru tabere, mai mult pentru iarnă am discutat la proiectul ce ține de persoanele cu dizabilități să poată schia în România. Am scris deja și l-avem deja scris un proiect care este unic în lume, deci nimeni în lume nu și-a dotat pârtile din țară ca să se le pregătească așa pentru persoanele cu dizabilități și îl punem pe picioare. Și am discutat cu el să vedem dacă ne putem înțelege să pornim prin Ministerul Sportului să facă toată treaba asta. Dar nu, le separăm puțin pentru că într-adevăr el merge și e normal să meargă mai mult spre performanță și atunci aici nu degeaba dăm noi un scaun cluburilor care să ducă persoane cu dizabilități, că nu vor veni. Noi am făcut asta deja de 2 ani, tot ducem persoane cu dizabilități pe schiuri și ne-am dat seama că trebuie puțin schimbată situația. Ne-am dat seama aducându-i, ținându-i pe ei în brațe și ducându-i pe pârtie. Deci e altceva față de ce înțelegi când ești într-un birou. Și le-am schimbat. Noi vom obține sponsorizări, încercăm să obținem sponsorizări și să ne punem în proiectul. Ăsta unde s-a... El a zis că e extraordinar, e foarte frumos, doar că el îl vede altcumva prin cluburile sportive, că e normal, e ministru. Asta i-am spus și eu clar, că durează poate 2-3 ani să facă un lucru care
Da. Eu ducându-i pe ei și văzând pofta lor de a merge și de a schia, nu pot să mă îndrept. Mă cunosc în toată țara deja, mai ales persoanele cu dizabilități care i-am dus la schi. Acum avem același tur, mergem cu caiacul, să le arătăm că și ăsta e un sport foarte frumos pe care ei pot să-l practice foarte ușor. Și nu mai am timpul ăsta necesar să stau 2-3 ani să aștept după minister să dea la câte un club, câte un scaun. Atunci cumpărăm noi 10 scaune care le ducem la pârtii, iar noi cu scaunele noastre mergem și facem doar școală cu ei. Adică mă duc 2-3 zile, învăț să schieze, după care ei știu oriunde s-ar afla în România, la pârtile cu tare ei au scaune. Și atunci nu mai stau să aștepte, nu, unde merge oare Kayak Smile, unde este, la Cluj. Bun, fug la Cluj dacă vreau să schiez, că numai ei au scaune în țara asta. Și atunci se schimbă puțin lucrurile. Eu sunt foarte încântat de ceea ce am pus noi în proiectul ăsta. Vă spun că România va fi dată ca exemplu pentru treaba asta. Deci sunt oameni care vor veni poate în România să schieze de afară. Pentru că ei nu au. Deci eu știu ce se face afară. Se face școală, ei învață să schieze, persoanele cu dizabilități, după care pa. Te duci, bineînțeles, un scaun este 3, 4, 5, 6 mii de euro un scaun. Ei poate și permit prin tot felul de programe. Dar sunt 100% că sunt care nu-și cumpără. Și atunci unde te poți duce? Păi la noi în România, la fiecare pârtie aproape vei avea un scaun din ăsta. Ceea ce pentru ei, dacă faci o vizită, este extraordinar. Întrebare, la luna șase, când tot mergi aici, în fiecare săptămână, măcar o dată, schiem la iarnă dacă avem zăpadă, dacă avem zăpadă. Sunt cel mai optimist om de pe pământ. Da? În fiecare an schiem acolo. De vreo 20 de ani tot schiem. Schiem, așteptăm să schiem în continuare. Anul trecut ne-am și plimbat. Și eu am fost în iarnă. Dar nu m-am dus în iarnă, m-am dus în vară, când vară mă duc în fiecare săptămână o tură, urcăm până acolo. Și am coborât pe pârtie, dar vară, bineînțeles. Iarna n-am mai mers, că n-am mai avut. Iarna, până la un moment dat, am prins și o zăpadă din aia foarte mare, imediat după Revelion. Și am mers, am urcat, la un moment dat nu mă mai vedeam de zăpadă, nu că aș fi foarte înalt, dar nu era nici zăpada mică. Și chiar e minunat, adică te uși de sus, e frumos. Da, deci peisajul, pârtia, ai ajuns sus, nu? Să cobor puțin, să vezi, va, e foarte frumos. Deci zona va fi extraordinară. Când se va da drumul, noi suntem pregătiți, mai ales că avem taberele de iarnă în care sunt mulți copii, care noi ducem copiii doar din județul Satu Mare. Deci este, pentru mine va fi un lucru extraordinar să mă îndrept spre luna 6, să nu mai trebuiască să mă duc la Maramureș în Cavnic. Deci va fi un lucru foarte fain. Ce știu, că cei de la Salvamont se zbat în partea de jos să facă o zonă pentru cei care învață, pentru inițiere. Ceea ce am înțeles că din proiect nu era. Pentru că știe că trebuie așa ceva, că altfel trebuie să mă duc să inițiez în altă parte și după aceea să vin. Pârtea de sus e distractivă, adică cât de cât trebuie să ai câteva cunoștințe de a coborâ pârtea, măcar să merge în pizza sau cum zicem noi plugul și să poți să încep să cobori pârtea de sus. Nu poți să-l iei la inițiere direct de sus, că începe panta aia frumoasă până își ia schiurile în brațe. Ce mulțumesc frumos! Nu mai schiez altul. Mulțumesc! Ori îl cheamă River cu tomba, ori Alberto Tomba, ori nu mai face schi în viața lui. Da, înapoi. Da, interesant. Oricum frumoase aventuri, să spunem așa, aveți. Tricoul ăla, că mă tot la el de jumătate de oră, de mai bine de jumătate de oră de când am început, avem 30 de minute. Unde ți-a venit ideea? Serios, e minunat. E făcut la comandă, n-am avut eu ideea, a avut cine mi-a făcut la comandă tricourile. Sunt câteva tricouri din astea, zic, hai că ți le fac. Foarte fain că sunt materialul potrivit și să intri în apă cu el. Ca să degeaba ți le fac, numai să te prezinți undeva, că sigur tu sari în apă dacă ești. Și atunci mi le-a făcut la comandă. O să mai fac mai multe acum. Era, am tot povestit. Bine, nu e ieftin un materialul, dar ai putea să faci din ăsta de simplă, de bumbac, cu tot ce înseamnă Kayak Smile-ul ăsta. Nu știu, aveți pe Osim, că Smile-ul ăla e în toată lumea, dar e chiar simpatic. Să știi că ar prinde bine. Oricum vă știe lumea. Unde vede o mașină cu caiace pe deasupra, e clar că... Da, e foarte frumos pentru că avem taberele astea cu copiii și atunci copiii cât cresc, ei tot timpul își aduc aminte unde ce au învățat. Și faptul că noi lucrăm cu copii ani și ani de zile, toată lumea își aduc aminte de Kayak Smile, să zic că da, eu am învățat cu ei ceva, am fost pe Someș, dar și asta pățim și acum. Chiar am zis că dacă vreau să fac mai multă promovare, trebuie doar să mă plimb, să am timp să mă plimb prin oraș, oriunde mă duc, la orice intersecție, oriunde mă opresc cu părinți și povestesc despre copii. Deci e foarte frumos. Anul ăsta n-am mai fost la Cluj, că Festivalul Sportului trebuia să, și acolo ați fost invitați. Da, și ne invită când dacă îl țin, dar ei nu știu încă ce. Acum s-au terminat, am înțeles, s-au finanțat iară tot felul de spectacole la ei. O să fim și noi chemați pentru că avem un proiect. Primăria Cluj ne-a chemat să facem Clujul accesibil persoanelor cu dizabilități. A zis că suntem printre
asociațiile care dezvoltăm foarte mult sportul la persoane cu dizabilități și ne-au chemat să găsim să facem un proiect cu ei. Și am făcut un proiect, am și văzut că am câștigat proiectul cu ei. Deci vom lucra anul ăsta, 2-3 luni de zile vom fi la Cluj foc continui. Cum e? Cine vă face proiectele, sincer? Că bănuiesc că mergeți pe fonduri europene sau cum e? Sau? Da, mergem și pe fonduri europene. Avem în echipă, deci a trebuit să-ți iei oameni profesioniști, nu merge să-ți scrii tu sau în plus că nu mai ai timp. Am vrut să te întreb, când mai ai? Nu. Noi avem fiecare are ramura lui. Mai mănânci ziua așa? Sau? Da. Fiul meu m-a întrebat când vine seara, la un moment dat era în pat lângă mine și întreba așa, tata, tu dormi așa noaptea? El vedea câte activități aveam noi și ne pregăteam în cealaltă zi pentru activitatea de sâmbătă, după aia ne gândeam la cea de duminică și, tata, tu dormi noaptea? Nu știu, apropo, v-ați uitat la europeanul ăsta? Sau poți să mai faci și altceva în afară de vreun meci? Nu m-am uitat, n-am văzut niciun meci încă. Am apucat, cred că aseară, să văd o repriză. Îți plăcea fotbalul la un moment dat? Îmi place foarte mult. Zic, la un moment dat, când era normal. Dar nu, am apucat aseară să văd o repriză și cred că am văzut ceva meci, dar... Deci dacă ai pierdut meciurile de ieri, chiar ai pierdut... Nu, o repriză am văzut. O repriză am văzut. Cine a jucat? Elveția. Elveția cu Franța. Da, Elveția cu Franța. Și chiar la București. Da, dar ce a făcut până la urmă? Că nu știu. Am bătut Elveția la penaltiuri, la arbitru de departajare. Nu, și... asta n-am aflat. Și ce liniștit am dormit. Ce liniștit ai dormit tu, că Mbappé, marele Mbappé, a ratat penaltiul decisiv, vezi? Nici măcar n-am știut. Da, era poza celebră, știi, cu Mbappé și Ronaldo și îl ciupea Ronaldo de piele pe Mbappé. Și acum gluma, poanta săptămânii e că, vezi, nu am plecat singur acasă, vii cu mine. De fapt aia vorbeau ei atunci. Hai să plecăm acasă. Avem treabă, mergem în vacanță, mergem, facem o tură cu caiacul. Da. Da, interesant. Deci nu mai ai timp nici de fotbal, de nimic. Nu că nu mai ai timp. De, chiar ziceam, ieri a fost prima zi de tabără. Am ajuns acasă așa de bine încărcați. Deci a fost extraordinar să te distrezi cu copiii. Ne-am dus după aia seara, am apucat să mă mai duc și la sport și după care gata. La sport? Da, am mai apucat să mai merg o oră. Așa de încărcat am fost. După care, bineînțeles că am luat somn. N-am mai stat să mă uit la meci. Pe noi, cred că pe toată lumea care are foarte multe activități, timpul zilei te ajută foarte mult să-ți faci și sportul, să dai măcar o jumătate de oră sau o oră pe zi, chiar dacă e gimnastică sau se duci seara sau dimineața. Eu sunt dimineața, mie dimineața îmi place foarte mult să mă duc, dacă trebuie la 6-7 să fac o oră de sport, după care toată ziua sunt Red Bull. Da, o să-ți crească aripi, exact. Da, în curând. Da, cam asta e. Suntem aproape de final. Nu știu, o invitație. Mai trebuie făcut o invitație, că cred că lumea deja... Te putem lăsa să formulez tu acum, dacă tot i-am vorbit până acum. Da, nici, mă. Ești primul bărbat care vorbește mai mult ca o femeie, serios, mai rar. Tu și Florin Piersic, mi-e da? Faci concurență. O să am probleme. Vin de la copii din tabără, am avut ședința dimineața cu copiii și am încercat să le explic cât de frumos ceea ce facem acolo și cred că am tot luat ideile de acolo în emisiune cu tine. Da, dar nu te super, nu? Nu. Trebuie să se obișnuiască, măcar o dată la câte luni ne vedem noi. Păi așa, când începem, când terminăm, dăm raport. Aici dăm raportul, cu ce începem și cum terminăm. Mai trebuie făcut reclamă sau? Păi la cât de frumos a vorbit Ionuț, cred că nu vom fi căutați. Da, special. Nu știu, așa pe final, când a fost prima ta competiție? De când te-am luat în vizor, în cătare? Îmi place, eu cred că fac caiac de 13 ani și cred că după 3 ani, deci cred că avem 10 ani. Când am avut prima competiție și noi ne-am întâlnit. Da, vreau să spun ceva, era pe Jiu. Dacă vrei studiezi, nu, prima dată a fost, înainte de Jiu, a fost Mureș Maraton, care am tot câștigat anul la rând și acolo competiția. Și noi ne-am văzut după un Mureș Maraton, țin minte, că am venit și... O trecut ceva ani. Uai, e! Trecut ceva ani. Eu zic că vreo 10-100% avem. Lumea n-a crezut, pe urmă, uite, eu mă bucur întotdeauna când reușesc... Să văd așa, să promovezi știrea într-o persoană, să văd că până la urmă de aici da, crește mare. Că până la urmă din satul mare ești bucuros când cineva ajunge și duce faima orașului. Că până la urmă asta ai făcut. Tot anul ăsta, serios, ai fost mai promovat decât Turnul Pompierilor. Sincer. Da, e ok, e un lucru fain. Am văzut și, de exemplu, că când s-a prezentat anul trecut, noi am fost anul trecut tot așa și ce ține de competițiile ne. Am ieșit mult afară, chiar era un calendar, sau de fapt un rezumat al activităților de la Federația Română de Caiac a Noie și
cred că noi am ieșit mai mult afară decât toată țara adunată. Am reprezentat România afară. Deci sunt lucruri faine la ce ajungi și te gândești de unde ai pornit. Pe Someș mai faci ceva? Avem activitate în fiecare duminică, de exemplu, pe Someș. Mergem cu caiacele din fața primăriei, plecăm până la Vetiș cu caiacele și ne întoarcem cu bicicletele. Aia e o tură în care întotdeauna ne rugăm să ne ajungă caiacele. Deci acolo sunt foarte multe persoane, foarte mulți copii vin, da, e foarte frumos. Deci tura e extraordinară și ne întoarcem cu bicicletele, cu copiii înapoi. Trebuie să explicăm oamenilor că nu e periculos, vestele alea te ajută. Da, vestele, bineînțeles. Iar Someșul, deci oricine vine pe Someș după 2-3 minute, toată lumea să-mi spune că parcă e lac. Pentru că nu, e mic, nu are o viteză. Serios? Nu mai sunt? Da, nu. Ce ține de vârtejuri, sunt în partea de sus, unde noi ne facem antrenamentul, ce ține de caiac slalom și extrem. La pod. Unde e chiar acolo sub pod, da, pentru că acolo se mișcă curentul și e puțin mai tare. Se îngustă puțin de la vechile picioare. Dar în rest, nu. Curge jos. Aștept și duce înapoi. Dar mulți care își doresc puțin mai multă activitate și se duc jos, urcă, se joacă puțin. Avem câteva insule foarte frumoase de nisip, foarte frumoase, unde ne oprim, ne aruncăm, mai facem o baie. Deci sturele sunt foarte frumoase și facem cam o oră jumate până la Veti și o oră cu bicicleta înapoi. Deci chiar e fain, faci și două sporturi. Iar sâmbătă avem o tură din două săptămâni, suntem o tură, mergem de la Berindan. Acolo este o tură în care noi încercăm foarte mult să prezentăm fauna Someșului, pentru că începem și în area protejată și intrăm după aia în oraș. Acolo cu doamna Beiche și ne-a făcut câteva afișe foarte frumoase cu tot ce putem să vedem, animale, pești, plante, și este foarte frumos că le vezi. Te duci și vezi și păsările și este foarte fain. Pești acum, noroc că nu-i vezi când nu te pare. Mai ies așa, fac. Poate să gândești ceva caiac de ăsta cu gaură, să îți bagi capul să... Da, am ajuns la final, îmi zice Vlăduț că mai avem 3 minute. A trecut repede, nu? Aici, la mine trece repede. Dacă pe mine mă porniți cu taberele și cu activitățile mele... Copiilor, nu stați în casă în vacanța asta, nu? Da, exact. Să vin în tabără, pentru că este o tabără în care noi încercăm să învățăm foarte mult copiii. Chiar și când mergem la Lunașescu, salvamontiștii, încercăm să învățăm ce înseamnă să faci un foc, ce înseamnă să citești crengile uscate, ce înseamnă copacul, unde te adăpostești de anumite lucruri. Deci este o activitate foarte frumoasă. Exact, vom învăța să punem porturi, să dormim în cort, foc de tabără. Ce să facem în timpul furtunii? Păi nu trebuie să ne învățe Arafat. Exact, mergem noi împreună și mergem cu persoanele care chiar știu lucrurile astea. Nu, e poate important și pentru copii. Vlăduț face... Ne face poze. Faci poze? Face poze. Poate e important pentru copii. Ce ține de... De ziua de astăzi. E foarte important. Nu mai știi să faci un foc, nu mai știi să... Să faci nimic, doar stai închis în bula ta acolo. Și e foarte important și ce ține de activitatea pe apă, ceea ce învățăm noi să facă. Cum să înoate, să poarte vesta. Am văzut că a fost și Crucea Roșie la voi la un moment dat. Da, bineînțeles, și vine. Și vine în fiecare săptămână, vom discuta și o să vină ce voluntari de la Crucea Roșie. Normal, respirație bușon la bușon. Tot. De ce nu? Pentru că tot timpul le spui și, Doamne ferește, niciodată nu știi că asta este și ideea Crucii Roșie, să fii un salvator întotdeauna printre noi, pentru că să fim cât mai mulți voluntari ai Crucii Roșii. Și e important să vină. Deci noi chiar toate activitățile astea încercăm să le facem, care poate unui părinte este destul de greu. El când poate să meargă să-l învețe pe copil ce înseamnă să te protejezi? Suntem atât de comoz încât nu mai mergem nici cu cortul. Eu nu mai aduc aminte de când a fost ordinată cu cortul. Da. Eu sunt 100% că sunt surprize în care merg, de exemplu, copiii în not sau se duc pe munte cu părinții. Și copilul știe mai multe, poate, ca și părinții, pentru că noi nu le-am uitat, nu le mai știm. Mergem așa pe clasic, dar sunt totuși niște lucruri foarte frumoase care ei le cunosc, vin și le văd. Îmi țin minte când a fost prima excursie pe munte, când a fost cu salvamontiștii și a întrebat copiii cum citim anul copacului. A trebuit să stau să mă gândesc. Noroc că nu m-a întrebat pe mine, noroc că m-a întrebat pe copii. M-am pus frumos în rând lângă copii și am stat. Zic, ia să vedem cum trebuie. Pe scoarță. Da, exact. Nu mai știam deja. Da, vezi, nu. În interiorul lui, da. În interiorul lui, dar nu știu câte... Cerculețele. Cerculețe, inele, da. Sau cum era treaba cu mușchiul, dacă stă întotdeauna spre nord, mușchi, lichen. Da, bine asta, da. Mă rog. Cu busola să o citești. Deci sunt niște lucruri foarte faine. Mai iau GPS-ul, de ce nu mai întrebe? Dar nu e, te mai uiți la stele, rămâi, mai uiți deci, nordului. Noi practicând caiac extrem, noi știm ce înseamnă, de exemplu, pe Lăpuș, când mergem, sunt 20 de kilometri în care
pe defileu, unde nu te ajută nimeni. Nimeni nu poate să aibă acces la tine, numai pe apă, iar 30 de kilometri în jur nu este semnal la telefon. Deci te descurci dacă se întâmplă ceva. Și de aia trebuie să îi pregătim sau noi. Cercetași faci de tine. N-ai ce să faci. Am ieșit odată și pe noapte, am ieșit în rădus din palme. Deci trebuie să te oprești. Mă aplaudă sau da, să găsești? Da, da. Deci, am acum, înțeles. În tabără, okay. Când okay. Vreți să-l opriți, îl duceți pe Vlăduț. Îi și mă oprești de pe mine. Și te oprești de pe tine. Vlădeana, mulțumesc, Ionuț. Cu mare drag, mulțumim. Lăsați-vă copiii la mișcare, scoateți-i din case, căutați-i pe Ionuț și pe Loredana. Cu siguranță, pe urmă, copiii o să-i caute în fiecare vară, în fiecare an. Seară frumoasă tuturor! Mâine ne întâlnim cu Ioana Bran, cu Romeo Nicoară, să dezbatem rezultatul moțiunii de astăzi, moțiunea de cenzură depusă de PSD. Seară frumoasă tuturor! Numai bine!